Stimați consăteni, fiind în preajma sărbătorilor de iarnă, permiteți-mi din numele administrației publice locale să vă felicităm cu ajunul noului an, cu sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea Sfântului Vasile, dorindu-vă multă sănătate, pace, belșug și prosperitate în casele dumneavoastră. Fie ca noul an să vă aducă numai realizări bogate și aspirații înalte. Ne pare foarte rău că în anul 2020, fiind constrânși de această pandemie și de situația epidemiologică din țară și de peste hotare, nu am reușit să organizăm acele sărbători frumoase pe care le făceam în centrul satului împreună cu dumneavoastră, ca hramul satului, ziua pescarului, ziua sportivului, ziua diasporii, la fel cum nu vom putea organiza nici sărbătoarea de anul nou. Dar eu sunt ferm convins că noi vom trece cu brio peste această perioadă foarte complicată pentru întreaga omenire, astfel încât să ne reîntâlnim cu toții sănătoși, să ne întâlnim important în același număr pentru a recupera aceste sărbători frumoase. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor eroilor noștri, tuturor cetățenilor care pe perioada pandemiei și-au exercitat cu demnitate atribuțiile de serviciu. Și aici mă refer la medicul de familie, asistenții medicali din localitatea noastră, profesorii și educatorii noștri, la toți funcționarii publici, agenții economici, oamenii de bună credință care în această perioadă și-au îndeplinit meseria într-un regim normal. Foarte mult ne dorim ca în anul 2021 să fie un an al schimbărilor în Republica Moldova, un an în care localitățile din întreaga țară se poată beneficia de finanțări, mijloace financiare pentru acele proiecte de infrastructura drumului, de iluminate stradale, de apeducte, canalizări și ca fiecare cetățean din țară să-și recapite speranța și încrederea în ziua de mâine. În final, nu-mi rămâne decât să vă urez tuturor sărbători frumoase alături de persoanele dragi dumneavoastră, iar bucuria și liniștea sărbătorilor de iarnă să vă însoțească pe tot parcursul anului. La mulți ani, stimați cetățeni! La mulți ani, mulți ani!